întrebări. Există în teste, pot încărca fișiere? Da, pot să încarce fișiere și să dea răspuns la o anumită întrebare, dar revin. Pentru aceasta mai bine creați-le lucrare. Deci celălalt tip de activitate care se numește lucrare, care poate să îi dați, nu, ia-i lucrare la modul general, îi dați acolo test 1, predare fișier, nu știu care, sau ceva de genul acesta. Și o faceți disponibilă doar pentru un anumit timp. Deci dacă e câteva ore, o zi, mai mult timp, depinde, da? Și puteți să dați notă pe ea. M-a arătat și ieri și luni acest lucru în webinarul de luni. Se numește lucrare, da? În caz așa, se pierde aleatoare, de tip lucrare, se pierde ordine aleatoare a întrebărilor pentru studenți? Da, deci lucrările sunt când le dau să facă ceva individual, într-un anumit timp, da, și ei trebuie să încarce, nu știu, un fișier sau o poză sau așa ceva, da? De exemplu, la matematică, când doresc să vadă și rezolvarea, nu doar răspunsul corect al întrebării sau ceva de genul acesta, atunci trebuie să selectați fie din test grilă, fie din lucrare, că le dați lucrarea, fiecare primește o problemă separată, deci din choice, da? Și fiecare dintre ei, atunci, mă rog, ei pot să-și aleagă care problemă, din păcate, sau le trimiteți separat, deci aici era și un pic mai cântec, dar și din testul grilă. Deci puteți să ziceți la testul grilă când aveți cu multiple choice, deci întrebarea 1, 2, 3, 4 și ei pot să-și predea. Dar dacă vreți să vedeți lucrarea, trebuie să le dați posibilitatea fie din lucrare, fie din multiple choice, posibilitatea de încărcare de fișier. E un alt tip de întrebare din lista de întrebări, în care ei să încarce fișier și să primească feedback pe el. Se poate cumva la un tip de întrebare, de exemplu, cea pe care o alegem să primească și puncte negative. Da, se poate ajunge și la negativ, da, în sensul în care poate să primească pe o anumită întrebare minus 2 puncte? În procente, de obicei, fiindcă întrebările se calculează pe procente și calculați, trebuie să știți, ați văzut cum am arătat, deci cât e procentul, că dumneavoastră definiți, dacă 10 puncte pentru o întrebare, un singur punct pe întrebare, și el calculează procent din acele puncte pe acea întrebare. Deci dacă punctele care dumneavoastră le definiți, că nu fiecare întrebare are aceeași pondere, să zicem, nu dați 10 pe fiecare, dacă dați 10 pe fiecare, ok, dar, de exemplu, trebuie să ia 10 pe testul final, da? Cu toate, nu știu, sunt 15 întrebări, să zicem, da? Aveți întrebări care vor fi 0,5 puncte, întrebări care vor fi 2 puncte, întrebări de 1 punct, etc. Înțelegeți? Deci dumneavoastră definiți acolo la puncte cât ce valoare are fiecare și după aceea el calculează cât e minus, înțelegeți, din câte puncte are acea întrebare. Dacă e 33%, el calculează minus 33% din punctele alocate acelei întrebări, dacă a și răspuns corect. Deci dacă n-a răspuns corect, atunci nu primește nimic. Înțelegeți? Sau dacă spuneți că dacă a răspuns la toate greșit, atunci se acumulează punctele negative. Sau îi spuneți că minus 100%. Și atunci primește maxim. Înțelegeți? Deci el calculează. Așa e gândit, nu cu punctaj maxim pe fiecare întrebare, nu știu cum să zic. Ele fac parte dintr-un test, întrebarea. Nu-i, și ne-a să stabilit câte puncte are fiecare întrebare. Am înțeles. Observație. Destul de clară. Observație. Se poate, da, dacă este cu fals și adevărat. Eu am încercat, da, și se poate. Sau cu fals și adevărat, da. Se poate. Dacă el a dat răspunsul incorrect, îi se scoată un punct din toate punctele pe care le are. Din toate punctele care le strânge. Da, corect. Dar aici la multiple choice nu merge. Merge dacă îi spuneți minus 100%. A, da, condiția, da. Deci minus 100%. Deci atunci poate să pierdă complet puncte și dacă răspunde corect. Deci, adică nu că nu primește niciun punct pe acea întrebare, dar dacă răspunde greșit la acea întrebare și din punctele bune strânse la alte întrebări, pierde puncte, cum ar veni. Asta înseamnă acest minus 100%. Mulțumesc. Mulțumesc! Cu plăcere! Sper că-s destul de clar. Încep să fiu și eu, văd un pic mai obosită deja, simt că... Deci, număr de întrebări, dacă puteți indica numărul de întrebări din banca de întrebări pe care le includeți într-un test. Depinde de dumneavoastră, de cât e de mare testul, nu știu.
depinde. Deci puteți să puneți 3 întrebări din banca de întrebări și atunci el așa calculează. Mă, că trebuie toate întrebările alea să ducă la cât, care e punctajul pe care îl vreți dumneavoastră. 10, atunci da, fiecare întrebare trebuie să aibă 3,5 sau 3,33 sau ceva de genul ăsta sau 3 sau ceva de genul ăsta. Nu asta definiți. Pot să fie și 100 de întrebări. Colegii de la informatică dădeau teste cu 100 de întrebări. Au făcut o bancă de date foarte, de întrebări foarte mare, foarte vastă, pe mai multe categorii și v-am zis că dădea examenul așa. Deci examenul la anul întâi, la cu cohorte foarte mari, cu sute de studenți, așa se dă de câțiva ani de zile. Creau foarte multe întrebări cu foarte multe opțiuni și cu, pe categorii, deci întrebările veneau din diferite din fiecare categorie, se alegea câte o întrebare, câte două întrebări, aleatoriu pentru fiecare dintre studenți și testul final era 100 de întrebări. Deci fiecare student trebuia să răspundă la 100 de întrebări. Dumneavoastră definiți. Nu există un număr. Cât vreți. Dar nu faceți cu mai puțin de 2-3, că n-are rost, după mine. Să dați test, am din nou. Îmi cer scuze. Banca de date rămâne pentru toate cursurile care le avem? Din ce văd, nu chiar. Depinde cum o setați. Dacă e top pentru curs sau top numai pentru un anumit test. Dar cum ele dacă sunt avem mai multe cursuri, ceva. Da, dacă avem mai multe cursuri alocate, nu se văd din toate cursurile. Banca de, trebuie bancă separată de întrebări pentru fiecare curs. Cel puțin eu acum am uitat... Se pot importa băncile de asta date. Asta am văzut, dar repet... Nu la modul general, ci se pot importa. Eu știu că pot, deci acum e adevărat că eu nu mai știu, trebuie să mă gândesc dacă ca tutor de exemplu, simplu, o bază de întrebări din de acum 6 ani de la Didatec, care nu se văd în cursurile de acum. Fiindcă cursul de Didatec nu este vizibil. Din cauza aceasta, cursurile trebuie să fie active. Cursul Didatec nu este activ. În principiu. Deci, în principiu, dacă acum realizez o bancă de întrebări, aș putea să văd din toate cursurile care îmi sunt acum alocate. Dacă nu este activată doar pentru curs și o creați pentru zonă. Mie mi s-a părut că e alocată pentru curs. Adică pot să o, să o văd, mă rog, urmează să văd mai mult. Deci, vă spun că normal se poate, am să mă mai uit și eu să văd că aici iarăși am așa o mică îndoială. Dacă banca de întrebări, nu numai eu am aceste drepturi, dar eu știu că toată lumea are dreptul să vină, că e default for curs sau e pe categorie sau default pentru sistem, știți? Pentru mie mai mi s-a mult. Părut că e pe curs acum cât am intrat așa rapid. Mă rog, urmează să... Trebuie mai... să vă mai uitați să vedeți dacă nu-i cumva puteți și pe categorie sau pe sistem. Deci trebuie să vedeți că... O să mă uit și eu ca să vă pot da un răspuns clar și eventual revin la următoarea dată când vom face partea aceasta de teste. Fiindcă acum mi-e greu să vă zic sigur dacă puteți din mai multe cursuri, dar oricum puteți să importați bancă de date, întrebări din alte cursuri. Deci puteți să aduceți din alte cursuri întrebările și să le adăugați aici. Pentru deci că teoretic aș putea și din cele de la Didatec să le import. Dacă cursul e activ. Le văd. Nu sunt atunci, atunci dacă le vedeți, da. Deci eu le văd, dar doar sub Didatec cum le aveam atunci. Da. Andrei, nu e online, că poate știe el să ne sfătuiască aici. Nu e. Bun. Că Andrei poate să spună că nu mai știu cele de la Didatec în ce fază sunt și cum sunt ele. Deci eu le văd, dar doar sub Didatec acolo. Deci teoretic... Nu știu, că ăștia cu Didatec e un pic mai special. La, intră într-o altă categorie, cursurile de training. Deci ne uităm și vă răspundem. Eu n-am un răspuns, din păcate, care să vi-l dau acum. Asta cred că numai Andrei poate să dea acest răspuns. Și Andrei, văd că nu e online. Vezi, dacă îl puteți întreba careva pe Andrei, vă rog frumos și să dați răspunsul. Adriana Albu, deci, sunt. Didatecul este vizibil. Didatecul poate fi accesat. Doar că aparent băncile de întrebări sunt pe cursuri. Normal ar trebui să le puteți importa și dintr-un curs în altul. Ar fi util. Cu siguranță ar fi util. Deci, pentru că altfel e... Eu așa știu, fiindcă eu așa fac, de asta zic. Dar aici numai Andrei poate să ne zică ce drept, cum aveți fiecare. Îmi cer scuze, n-am un răspuns la asta. Deci dacă reușim cu Andrei, o lămurim acum dacă nu... Realizarea unui tutorial despre importarea
cursurilor sau bucăți de curs, dar mai durează până va fi gata. Poate pe sfârșitul zile de mâine, duminică, o să fie gata. Uite, Mugur a răspuns el parțial la întrebare că lucrează la un tutorial cum să se facă import dintr-o parte în alta. Ce scuze că n-am răspuns și direct. Și aceeași întrebare, dacă cumva rămân pentru la anul, banca? Banca, sigur, în același curs rămâne pentru la anul vizibilă. Deci aia, sigur, sigur. Iar dacă studenții se vor schimba în fără niciun fel de probleme. Băncile de întrebări nu se schimbă. Eu am aici și în cursul de tutorial, profesor, bănci de întrebări din 2015. Adică tot unde există acest curs. Cât de stufoasă o facem, adică nu degeaba. Asta era întrebarea. Nu, o puteți folosi și la anul, cu siguranță. Asta vă pot spune eu, sigur, sigur, sigur. Dar nu se vor mai regăsi răspunsurile studenților ani înainte. Așa nu e important. Important e să ai întrebările. Banca de întrebări rămâne, dar ce răspunde studentul, să vedeți că, deci asta o să mai revenim mai încolo, că în septembrie, când noi resetăm cursurile și înrolăm noi cohorte, tot ceea ce v-au răspuns studenții, fie și forumurile și tot, se întresetată. Deci e gol. Asta mi-ați mai răspuns acum vreo două zile și da, e util de știut. Da. Deci tot ce e în forum, ce vă predau studenții, trebuie să vă salvați dumneavoastră local ca să le aveți, fiindcă nu le putem păstra. Ne păstrăm o copie de siguranță, dar e foarte greu de recuperat curs anume de acolo. Păstrăm copiile de siguranță ca să putem să avem datele statistice și alte informații pentru ARACIS când vin la evaluare și să putem să demonstrăm pentru 5 ani în urmă care e activitatea. Deci numai pentru asta păstrăm. Nu pentru altceva care însemna să ne transformăm în bază de date. Până la urmă e la fel și cu hârtia când păstrăm în, da, în arhivă. Liliana mă întreabă dacă poate să vadă în timp real și titular de curs și asistentul rezultatul testului. Da, toți cei care sunt tutor, studenții nu, decât pentru el singur, dar da, toți cei care sunt tutor, acolo scrie sus că sunt tutor, toți pot să vadă răspunsurile, întrebările, tot la fel. Drepturile sunt egale. Nu există noțiunea unui profesor și unui asistent aici. Toți sunt tutor, toți sunt egali cu aceleași drepturi în fiecare. Cu alte cuvinte, fiecare poate să șteargă ce a pus celălalt, de exemplu. Da. Din greșeală sau din... Da. Da. Bună. Da. Da. Bună. De aceea, țineți minte, în fiecare zi încep și termin cu rugămintea să faceți cu grijă ce faceți acolo. Să nu vă grăbiți, să nu vă aruncați înainte, fiindcă nu mai puteți recupera. Și să nu ne speriem că au apărut în plus sau a dispărut, pentru că suntem mai mulți tutori. Da. Da. Da, bineînțeles, bineînțeles. Dar mă gândesc că comunicați între dumneavoastră și colaborați. Nu faci fiecare. Abia de ieri e alocată, doamna, deci de asta întreb, că, da, ca să vedem cum continuăm. Hai să vedem. Da, a mers acadat. Putem să salvăm, să zicem, 30 de întrebări să primească doar 10, dacă le puneți pe categorii și alegeți că doar o parte, 10 întrebări să vină dintr-o anumită categorie din banca de întrebări. În banca de întrebări creați câte întrebări vreți dumneavoastră, nu-i problemă. Rămâne în cont fără a fi neapărat alocată unui curs. După cum vedeți, e alocată unui curs, dar rămâne acolo și oricum ea poate fi importată și mutată în alte părți. Să mai văd ce mai sunt alte întrebări. Studenții pot încărca fișiera, am răspuns la aceasta cu Drive. Așa. Și a fost întrebarea de la început, în care trebuie să deseneze o schemă electrică, de exemplu, sau niște formule, cum se procedează. Din nou, cel mai bine este să le dați să o facă offline, să o facă pe hârtie. Da? Sau dacă trebuie să o facă într-un soft anume, cum de exemplu sunt la noi, trebuie să facă, nu știu, o imagine grafică și tot să folosească programul Adobe sau ceva de genul acesta și atunci trebuie să încarce fișierul acela, GIF, JPEG, ceva de genul ăsta. Sau dacă trebuie să facă ceva în CAD, în AutoCAD sau ceva în Scala, în orice, să încarce fișierul de acel tip ca să puteți să vedeți efectiv ce au realizat. Și atunci încărcare de fișier. Dacă e sub formă de test, are mai multe întrebări și acolo doar într-un singur loc îi cereți încărcare de fișier, puneți întrebarea cu încărcare de fișier, deci alegeți nu multiple choice, ci întrebarea cu încărcare de fișier și atunci în cadrul unui test cu mai multe, el trebuie să încarce într-un anumit loc un fișier. Înțelegeți? Un răspuns, un test, o desen, orice, da? Un document,
JPEG, orice, deci fișier, da? Dacă ai, toată problema este că, nu știu, primesc o activitate și trebuie să o deseneze, să o facă sau așa ceva și trebuie să o încarce, din păcate trebuie să o facă separat, în offline, pe hârtie sau într-un alt soft, nu știu, în care lucrează. Și în acel, în funcție de fiecare tip de program sau așa ceva, am vrut să dau exemplu numai din electronică și să-l încarce fișierul după aceea acolo. Deci să facă poză cu telefonul la ceea ce a lucrat și să încarce. De exemplu, colegii de la matematică mai fac așa, ca să vadă, cum a zis, rezolvarea problemei. Trebuie să și completeze răspunsul corect, deci au de ales unde e răspunsul corect, iar la sfârșit trebuie să și încarce o poză cu rezolvarea problemei, cu hârtia pe care au făcut-o în test. Deci numai atunci li se dă nota finală, când au încărcat și rezolvarea. Dar asta e tehnica cum o definiți dumneavoastră. Nu știu dacă am răspuns. Și la fel e și pentru celelalte imagini de tip grafic. Deci le cere să predea fie lucrare, fie în interiorul unui test la sfârșit, le puneți întrebarea, acum încărcați fișier. Deci întrebarea de tip încărcare fișier și care trebuie să o încarce. Da? Cum se salvează lista de participanți în Zoom? Nu se poate, trebuie să capturați ecranul. Și noi facem același lucru. În acest tip de meeting, nu, doar în webinarii se poate salva lista de participanți. Sau, dacă le cereți când se înrolează, să fie cu înrolare, cu password și fiecare student primește un e-mail separat. Cu ăsta trebuie să importați toată, să zicem, lista de participanți din Moodle în Zoom. Lucrăm la un model. Deci lucrăm și nu numai noi, mai mulți lucrăm la un modul care să permită integrarea Zoom cu participanți și cu tot direct în Moodle. Da, nu este încă. Nu vă am experimentat spune cu a spune prezent pe chat și a exporta chat-ul. Am și aia, da. Din nou, foarte bună idee. Mulțumim. Simplă, da. Simplă că da. E un notepad. Da. La mine, de obicei, cum eu n-am studenți foarte mulți în semestrul acesta al doilea, că sunt doar câțiva dintre studenții din anul 4 și un curs de master, tot așa eu am făcut captură de ecran. Au fost 20 și i-am captat pe tot și i-am și văzut și am și știu care sunt. Că pe unii mai țin minte după figură din sala de curs, nu atâta după nume. Nu mai spune nimic numele lor la unii dintre ei. Deci, ce tehnică doriți dumneavoastră, dar din păcate nu, lista de participanți nu se poate exporta automat. Când îți 200, v-am zis, cealaltă soluție... Funcționează și lista de prezență. Deci funcționează. Ca în timpul să intre pe campus, să pună, să-și pună ei prezent, funcționează. Da, exact același lucru. Exact. Acum, la absolut orice, nimic nu-i perfect. Le spuneți să-și încarce, le creați o listă de prezență, cum am arătat, nu mai știu, cred că... este și un tutorial pentru lista de prezență și deschideți lista de prezență încât fiecare dintre ei să-și poată face prezența în timp real și își fac prezența în timpul videoconferinței, le dați link-ul în zona de chat unde să-și facă prezența și la sfârșit aveți prezența. Funcționează. Cât? Da. Cât, na, deci nu e niciodată să știți studenții, că... studenții nu sunt toți de elită și săracii și ei sunt în curs de a învăța tehnica asta online, adică corect. Nici nu știu ce device-uri au cu toții, deci poate unii dintre ei au device-uri. Statistic se conectează de pe mobil sau de pe interfețe mobile, tablete, etc. de genul ăsta. 50%. De aceea v-am și rugat să puneți fișiere de tip PDF, fiindcă acelea se pot deschide pe mobil. Dacă sunt fișiere de tip DOC, PPT sau ceva, nu pe toate telefoanele mobile se pot deschide. Trebuie să aibă softuri specializate pentru aceasta, aplicații specializate. Mulți dintre ei folosesc aplicația mobilă. Noi acum mai facem un update la aplicația mobilă, că era din toamnă și ne-a modificat Moodle-ul pe ultima variantă la sfârșitul lunii februarie. Sunt mici chestii care nu funcționează corect în aplicația mobilă, dar și aia durează, nu se face peste noapte, din păcate. Dacă mai sunt alte întrebări, mă mai uit aici, cea cu studenții am răspuns, cu disciplinele recontractate, să ne scrie sau să se facă auto-înrolare, testări, examinări, cu reprezentări grafice, din nou am răspuns. Cred că am răspuns la toate întrebările care le văd acum. Da, că există un delay la e-mail-uri, v-am zis.
Întreabă noutăți cu prezentarea a treia. Cum am spus, ceea ce pot eu să vă zic este că din discuția cu domnul rector, că da, cei care doresc să dea examen de prezentarea a treia online, prin orice modalitate, decizia cadrului didactic, da, și notele se vor putea trece în procesele verbale. Cum se vor trece în procesele verbale? Nu mă întrebați, că nu știu. Și am pus aceeași întrebare, că nu există răspuns pentru aceasta. Cum vom accesa procesele verbale care sunt la facultate? Deci nu știu încă să vă dau un răspuns la asta, dar da, se pot trece notele în procesele verbale. Aici e și întrebarea, noi nu avem înrolați acei studenți pentru prezentarea a treia. Când furnizăm listele, semestru întâi. Da. Când furnizăm listele, le furnizăm pentru cei care nu au încă promovat sau lista? Da, numai pe aceia deocamdată, vă rugăm, nu pe toți. Deocamdată merem cu cei care nu sunt promovați. Bine, vă rog frumos. Până la urmă, lista completă o aveți pentru că ați pus-o pentru alte cursuri, da? Exact, dar îi înrolăm acolo doar pe aceia. Asta nu-i bulversăm, nu o să știe studentul că de ce are din nou acea disciplină și trebuie să dea examen la ea. Perfect. Voi încerca să transmit așa. Mulțumesc. Plăcere. Dacă mai sunt alte întrebări, vom mai reveni la partea aceasta cu testul, că e mult mai complicată și sunt multe încă întrebări și multe posibilități pe care să vi le mai putem arăta. Deci nu am încheiat astăzi, dar cred că astăzi ne ajunge. Să vedem dacă mai sunt ceva întrebări care mi-a scăpat. Cum se notează un răspuns al unei întrebări de tip S? Vă arăta altă dată, dar da, se poate nota cu 100%, 50%, primiți răspunsul și dumneavoastră puneți nota după aceea. Nu se notează automat, că n-are cum. N-are soft de inteligență artificială să poată să recunoască cuvintele de acolo. Există o posibilitate, dar nu e așa simplu. Ok, vă mulțumesc foarte mult!